Vigelia a făcut prăpăd în Mehedinți, ca urmare a instituirii codurilor meteorologice roșu și portocaliu de averse torențiale și grindină. Seara trecută, pompierii mehedințeni au fost solicitați să intervină în mai multe colțuri ale județului. Pentru gestionarea posibilelor situații de urgență generate de manifestarea fenomenelor hidrometeorologice prognozate, în data de 5 iulie 2022 la sediul ISU Mehedinți a fost activat Centrul Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției, dar și grupa operativă a Inspectoratului. Dispeceratul ISU Mehedinți a transmis mesaje prin sistemul RoAlert către 11 unități administrativ-teritoriale pentru avertizarea populației din zonele de nord și vest ale județului, vizate de codul roșu meteorologic. De asemenea, au fost avertizate prin sistemul RoAlert 20 de unități administrativ-teritoriale vizate de codurile hidrologice portocalii instituite pe râurile din bazinele hidrografice Drincea, Dăznățui și Motru. La nivelul județului Mehedinți, lucrători din cadrul secției drumuri naționale Orșova au intervenit noaptea trecută pentru îndepărtarea aluviunilor căzute de pe versant pe drumul european E70 și zona viaductului Bahna. Pentru gestionarea posibilor situații de urgență generate de manifestarea fenomenelor hidrometeorologice prognozate de codul portocaliu, în data de 5 iulie, la sediul ISU Mehedinți, a fost activat Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, dar și grupa operativă a Inspectoratului. Ca urmare a instituirii codurilor meteorologice roșu și portocaliu, de averse torențiale, vijelii și grindină, seara trecută, pompierii mehedințeni au fost solicitați să intervină în municipiul Drobeta Turnu-Severin, în cartierul Schela Cladovei, pentru evacuarea apei din două gospodării. Un echipaj de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin a intervenit cu o auto specială de lucru și o motopompă transportabilă pentru evacuarea apei dintr-o bucătărie a unei case de locuit, dar și din curtea unei gospodării. Și în satul Corlățel, vijelia și ploaia au făcut prăpăd. Livezile oamenilor au fost afectate de furtună și casele aproape inundate. În timp ce jumătate din țară fierbea sub coduri meteo de caniculă, în cealaltă jumătate oamenii se luptau cu potopul ce a urmat ruperilor de nori. Încă de noaptea trecută, echipele distribuitorului de energie electrică au fost în teren, acționând în mai multe localități din județ. În această dimineață, la ora 10, se înregistrau un număr de 667 de consumatori fără curent electric în localitățile Șovarna, Rudina și Ohaba. Pe linia electrică 20 kV Câmpu Mare-Bala, echipele lucrând pentru remedierea deficiențelor.